Premierul Emil Boc a declarat la Târgoviște că prin programul național Prima Casă au solicitat locuințe peste 25.000 de persoane, ceea ce îl poate cataloga drept un succes. Sunt garanții de peste 1 miliard de euro acordate, aproximativ 25.000 de beneficiari. Cele mai multe sunt apartamentele cu două camere care au fost solicitate, iar în momentul de față așteptăm ca băncile să implementeze și construcția locuințelor de la zero. Au fost semnate cu 12 bănci convenții pentru implementarea acestui program. Sper ca băncile să pună produsul la dispoziția oamenilor cu garanția statului, 75.000 de euro, garanție pentru cei care își construiesc locuințele de la zero. Durata a fost mai lungă aici pentru că beneficiarii trebuie să meargă cu autorizația de construcție emisă de autoritățile locale la bancă, după care să intre în proceduri. Iar emiterea unei autorizații, cei care lucrează în administrație știu că poate dura câteva luni de zile. Dar programul este, repet, în derulare și garanțiile sunt asigurate. În perioada următoare, cele 12 bănci care s-au înscris în program trebuie să implementeze și condițiile pentru construcția locuințelor de la zero, cu garanția statului până la 75.000 de euro.